Haideți să vedem ce formă și ce alcătuire are atmosfera. Din ce este alcătuită atmosfera? Atmosfera Pământului este alcătuită din gaz. Care este compoziția ei? Mulți cred că oxigenul, dar din păcate, deși oxigenul este vital vieții, compoziția aerului conține alte gaze care, de fapt, întrețin, într-un fel sau altul, viața pe planeta noastră. Principalul gaz al atmosferei este azotul, care este în proporție de 78%. Azotul, care are, este foarte rar în scoarța terestră este gazul predominant al atmosferei. Deși azotul atmosferic nu întreține viața, planetele și îl procură în cantități mari ca materie nutritive, îndeose din compușii acestuia. Oxigenul, 21%, este indispensabil vieții, dar procentul său ridicat din atmosferă se datorează tocmai activității plantelor, care prin fotosinteză își eliberează cantitate mare de oxigen. Dioxidul de carbon, un alt gaz prezent în atmosferă într-o proporție redusă, 0,03%, are un rol important în viața plantelor. Deși argonul, 0,94%, este al treilea gaz atmosferic ca proporție, el nu are un rol deosebit. Alte gaze: neon, heliu, hidrogen, azot, cripton, amoniac, metan. Deci, cele mai importante gaze din atmosfera noastră sunt azotul, pentru că ajută plantele să se hrănească, oxigenul menține viața și dioxidul de carbon.